ședința este legată dacă putem începe dezbaterile. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine de acord? Împotrivă? Se abține? Am să dau domnul primar să vă citească ordinea de zi a ședinței. Mulțumesc mult. Necesar pentru construirea stației de epurare în sat Cașă, comuna Cașă de Subacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situației de urgență. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici a investiției în dotare dispensară umană stat Culița, comuna Cașă de Subacău, ca urmare a realizării achizițiilor publice. 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar a comunei Cașin, a doamnei consilier local, din doamna Policia Gabriela Antonela, inițiator de ce consilier local. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Împotrivă? Abțineri? Da. Văd că mai sunt aici persoane în plus. Am să vă dau citire de, un articol din legea 215 privind la participarea la ședințe de consiliu local, deși sunt publice. Articolul 52 din legea 215 prevede așa. La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul fără drept de vot prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștri și ceilalți membri ai guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, șefii serviciilor publice de concentrate al Ministerului și al Organului Centrale de Administrativ Teritoriale în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum și persoanele interesate, invitate de primar. Acum, domnule primar... Acum, având în vedere că nici cei de față nu i-am invitat, dar am avut respect deosebit față de către dânsii, față de epuratul din Cașin, sunt de acord să facem la ședință, dar fără drept la replică sau vă luau cuvântul ședinței, dacă spun în lege. Dar chiar dacă erau invitați, deci nu aveau dreptul la cuvânt. Așa, eu sunt de acord ca deci să rămână în ședință, dar sub considerentul acesta. Dacă nu se va întâmpla astfel, vom fi nevoiți să eliberezi din sală, cum trebuie să spus. Sigur că este normal, dacă îmi permiteți. Având în vedere că sunt plătitor de taxe și impozite la Cașin, mi se face onoarea, mulțumesc domnul primar, să pot asista, fără niciun drept, așa cum a spus dumneavoastră, la această ședință. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru că m-ați înțeles, să-mi spune legea, trebuie să-mi clară invitația primară. Sigur că acum și cu asta chiar nu mai zic nimic. Cine a citit legea, sigur a citit ce trebuie, așa că eu mulțumesc cu... Dar nu facem speculații aici, domnul Costea. Spune-mi exact ce spune legea. Dar eu am încredere pe care... Eu am încredere pe care... Nu, deci este pentru bună desfășurare... Nu, ca de politica, dar nu poate... Dar ce să facem aici, să vină toată tot satul. Și atunci când termină și... Poate că o să fie și momentul ăla. Ei, o să fie referendum acum. O să face referendum. Deocamdată trebuie să păstrăm un pic de ordine în ședință. Da, o să aveți și motivii să faci referendum. Sunt cel mai ordonat aici.
Bine, mulțumim frumos. Haideți să continuăm ședința. Deci, vă rog ultima dată, dacă spuneți urmă ședința de cei care au venit neinvitați aici, vom opri lucrurile ședinței și cu asta basta, terminat. Deci nu ajungem de râsul satului sau de râsul înțelegerilor locatării după aia totuși că, care vor vedea în vizitor lucrurile astea. Spune legea clară, respectăm legea. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de veniturile și cheltuieli al comunei Cașin pe anul 2018 la venituri cu suma de 256.100 de lei și la cheltuieli cu suma de 256.100 de lei după cum urmează. Capitolul 36.02.50. Alte venituri cu suma de 41.000 lei. Capitolul 34.02.02. Taxe extrajudiciare de timbru cu suma de 8.400 lei. Capitolul 35.02.01. Amenzi cu suma de 50.000 lei. Capitolul 4.65. Finanțarea programului de educare locală cu suma de 156.700 de lei. Cheltuielile bugetului local cu suma de 256.100 de lei sunt repartizate astfel. Capitolul 51.01.03. Administrație publică locală. Se majorează cu suma de 71.500 lei. Capitolul 66.50.50. Alte instituții și acțiuni sanitare se majorează cu suma de 149.600 lei. Capitolul 68.50.50. Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale se majorează cu suma de 35.000 lei. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții actualizată pe anul 2018, conform aleții la primul. Articolul 3. Prezentă hotărâre se comunică prefectul județul Bacău, primarul comunicașii și compartimentul buget contabilitate venituri în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunii. Articolul 4. Compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice va duce la deplinire prezenta hotărârii. O singură modificare o avem la lista de investiții și anume acel centru de care vrem să-l faci la fosta baie comunală pentru persoanele cu handicap în spirță autism și sindrom Down. Asta este rectificarea, schimbarea listei de investiții. Pentru a face proiectarea și până în planul să depunem la fir la Iași acest proiect pentru a fi finanțat. Să punem la votare proiectul punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Sau dacă aveți ceva de obiectat? Dacă nu, dacă aveți ceva discuții, sau ce spune să la fel, de aici. Deci nu aveți, da? Deci nu. Proiectul hotărâre privind aprobarea procesului verbal de negociere a prețului de cumpărare a 5 terenuri situate în Israelul Comunei Cașin, în suprafață totală de 17.857 pătrați, necesar pentru construirea stației de curare în sat Cașin, cu Cașin de Subacău. Știți prea bine că în ultima ședință am aprobat evaluarea, cred că evaluatorul acestui teren. A fost o negociere cu scânteze, că așa, cetățenii vreau în jur la 2 euro, 2 euro jumate metru pătrat. Până la urmă am ajuns cu o oră jumătate aici, cu strați după noi, am ajuns la 1,30 eurocenți metru pătrat, adică 6 lei metru pătrat. 1,3 euro. 1,30 cenți, deci. Așa. Și la cursul, deci euro va fi calculat la cursul valutar în ziua tranzacției, așa spune decizorul. Da. Dacă vreți, vă știți cu ce se vorba, dar nu știu tot de... Mare. Ați primit, nu? Negociere. Are cineva cu... Are cineva o obiecție, ceva? De spus ceva? Da, spune la vot. La vot, punctul numărul 2 de pe ordinea de proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de negociere a prețului de cumpărare a 5 terenuri situate în extravilanul comunei Cașin, în suprafață totală de 17.857 metri pătrați, necesar pentru construirea stației de epurare în sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, trec și la punctul 3, privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situației de urgență pe anul 2018. Hotărâri. Articolul 1. Se aprobă planul anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situației de urgență
pe anul 2018, conform articolului 1.3, ce fac parte integrantă de prezentă autorării. Articolul 2, secretarul comunei va comunica prezentă autorării primarului, comunei, șefului CDSU, compartiment bugetul calitate, venituri și achiziții publice, inspectoratul pentru situații de urgență Bacău și prefectul județului Bacău. În fiecare an știți foarte bine că am făcut un plan ăsta, asta e o legislație în vigoare. Și sunt niște tabele și planuri cu care îți vă dau așa, informarea, înștiințarea, avertizarea. Deci total cheltuie 3100, cheltuie 3100. Comunicat și informatică, 3200, 200 de lei cheltuieli, investiții 300. Și tot așa, da. Toate astea, bineînțeles că o parte din ele vor avea locul, altele nu, în funcție de casările care își fac de la taxa aia, care știți, dumneavoastră, plăteți CDS-ul, taxa de pompieri, poate, cu bine. Este un plătiți impostul local, pentru că taxa de pompieri. Și aici avem materiale. Materiale care avem existente, materiale care ar trebui să, deci, care ar trebui să fie. De exemplu, ar trebui să fie măturie în scopul 200 litri, un binoclu, o cameră video, cagotul și imprimant există, lanterne există, marcaje pe coaie, port. Ar trebui să existe un port, noi avem un port, dar nu-i port militar. Portul militar e campanie, sunt altă de porturi. Dar în fiecare an cumpărăm câte ceva, cel puțin în ultimii 8 ani s-au dat câteva materiale. Din păcate s-au mai și stricat, altele nu știu, s-a mai evaporat, dar acum s-a pus la punct și cu magazia, în puține și sperăm să conserve cu timpul aceste materiale, care sunt necesare și mai ales cum urma controlarea celor care, cei care fac la ISU, dacă nu îl iai, ești pasibil și de la amenzi sau alte sancțiuni. Domnul Aris, de asta este vorba. Are cineva ceva de obiectat? Supunem la vot punctul numărul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, vă mulțumim. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnice economice la investiția dotare de sistemul uman sau poliția comună ca și de sub Bacău. Articolul 1. Se aprobă reactualizarea indicatorului tehnico-economic la investiția totală din pensarul uman sau poliția comună ca județul Bacău, conform anexei ce face parte integrantă de prezentă autorării. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezentă autorării primarul Comunei Cașin cu partenerii buget, totalitate, venituri și achiziții publice și instituția prevedită de sub Bacău. Deci, indicatorii, în totalul general, va rămâne tot la 68.984, 700 de bani. Așa e ceea ce la FIRP, cu modul achiziției, să se modifică civilul general, care trebuie să o trimitem în mod, formă modificată la Iași, la fondul european. Ca să vă știți acum, toate capitolului, sunt destul de capitole, dar mai e greu ce pot cei care au cunoștințe despre civilul general și la ei vor să spun. Punem la punctul numărul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economice a investiției, dotare dispensar uman, sat, Purița Comuna, Cașin, județ Bacău, ca urmare a realizărilor achizițiilor publice. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Pentru? Toată lumea? Da. Trecem la ultimul punctul 5 și dăm cuvântul regimul ședință să citească proiectul, de schimb, proiectul consilierilor. Nu este primarul. Subsemnații consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei Cașin, mai jos semnatari, supunem aprobării plenului Consiliului Local al Comunei Cașin, schimbarea din funcția de viceprimar a doamnei Fintoacă Provocea Gabriela Antoneta și declararea ca vacantă a funcției de viceprimar. Conform prevederilor articolului 57 alineatul 4 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,
Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de Consiliul Local prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar al Comunei Cașin, a doamnei primară Procea Gabriela Antoneta și declararea ca vacantă a funcției de viceprimar este inițiat pe motivele următoare. Principalul atribut al Consiliului Local prevăzut în articolul 36 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, este acela de Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Hotărârile Consiliului Local reprezintă o modalitate juridică de organizare a executării și de executare a legii care are întotdeauna bază legală. Potrivit articolului 77, primarul, viceprimarul, secretarul unității administrative teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă denumită primăria comunei, orașului sau municipiului care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. Inițiativa acestui proiect de hotărâre a fost precedată de o activitate de documentare și analiză a realității concrete ce urmează a fi reglementată și a consecințelor prezentate. Astfel a reieșit faptul că rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre de către noi, cei 10 consilieri locali din cei 13 în funcție, sunt motivate de faptul că atribuțiile delegate viceprimarului Comunei Cașin vor fi duse la îndeplinire în serviciul comunității locale, mult mai bine de către unul dintre noi. Am avut în vedere că mandatul viceprimarului este unul reprezentativ. Aceasta exercitându-și atribuțiile funcției de autoritate publică în serviciul colectivității locale și fiind responsabil în fața acesteia. De asemenea, viceprimarul îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, primarul putându-l delega din atribuțiile sale. Astfel, considerăm că Consiliul Local poate revoca sau retrage încrederea acordată viceprimarului în funcție printr-un act juridic administrativ simetric, de valoare juridică egală, astfel că nu poate fi vorba de încălcarea unui text din Constituție. Schimbarea din funcția de viceprimar reprezintă, în fapt, o revocare din funcție de demnitate publică, dând posibilitatea candidării la această funcție a oricărui consilier local care dorește să facă ceva pentru comunitate, să-și pună amprenta prin implicarea sa, să aducă un suflu nou în comună. Dacă se interpretează juridic ce înseamnă revocarea aceasta, este procedura prin care emitentul poate reveni asupra actului și schimbarea este același lucru. Deci, cei care au numit în funcție viceprimarul pot să revină asupra hotărârii lor și să îl schimbe din funcție, acordând încrederea unui alt consilier local care dorește să fie în slujba colectivității locale. Și acest fapt nu vine să schimbe temeiul de drept. Drept urmare, schimbarea din funcția viceprimarului este de competența Consiliului Local, care se face la propunerea a 10 consilieri locali din cei 13 în funcție. Articolul 18 aliniatul 4 din legea 1319/2004 prevede că mandatul de vicepreședinte al Consiliului Județean respectiv de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acesteia din funcție în condițiile legii numărul 215/2001 republicată. Potrivit dispozițiilor articolului 16 din legea fundamentală care consacră principiul egalității cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări, se observă că nu este nicio contradicție între norma legală și propunerea inițială. În calitate de consilier local și care suntem în slujba colectivității locale, potrivit articolului 36 aliniatul 1, suntem îndreptățiți să
inițiem proiectul de hotărâre și să ocupăm și funcția de viceprimar. Articolul 57, alineatul 7. Orice acțiune are la bază voința, iar dorința noastră este ca oricare dintre noi ne dorim să fim demnitari. Iar această dorință poate fi îndeplinită prin încrederea acordată de aleșii locali care au competența de a alege viceprimarul unuia din cei 13 consilieri locali în funcție. În concluzie, pentru motivele arătate, inițiem proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcție de viceprimar al Comunei Cașin a doamnei consilier local Pintoarcă Cojocea Gabriela Antonena. Consilier local. Nichifor Adina, Oproiu Plică, Zbâlcea Gheorghe, Drago Adrian, Roșu Constantin, Coman Gheorghe, Băncilă Iulian, Dragomir Gheorghe, Zănescu Gheorghe, Mânicuță Sam. Atât, da? Și e greu. Da. În caracter de specialitate, care este adevărat, am zis o citire. Având în vedere proiectul de hotărâre ce are la bază propunerea consilierilor locali privind schimbarea din funcția de viceprimar al Comunei Cașin, a doamnei consilier local din toată Cojocea Gabriela Antonena, este necesară să analizeze necesitatea, oportunitatea și legalitatea acesteia. Astea se iau în vedere. Pe vederea articolul 16 din Constituția României, principiul egalității cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări. Prevederile legii numărul 393 de 2004 privind statutul aleșilor locali cu modificări și completări de ulterioare. Articolul 18 alineatul 4. Mandatul viceprimarului poate înceta înainte de expirarea termenului printre locale din funcție. Prevederile legii administrației funcționale numărul 215 de 2001 republicate cu modificări și completări de ulterioare. Articolul 39 alineatul 3. Dacă mai o consiliu local se face cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea completării, sunt puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise cu datumia vizată. Articolul 44, alineatul 1. Proiectul de hotărâre înscris cu ordinea de zi a ședinței consiliului local poate fi dezbătut fără raportul consiliului local în parte din excepția prevăzută de lege. Articolul 45, alineatul 5. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoană sunt luate prin vot secret. Articolul 45, alineatul 6. Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii locali. Articolul 48. Exprimarea opiniei secretarului comun asupra legalității hotărârii și depunerea scrisă a obiecțiunilor cu privire la legalitatea acesteia. Articolul 51. În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciu colectivității locale. Articolul 57, alineatul 4. Schimbarea din funcția viceprimarului se face la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, 5 din 13 minimum, și prin hotărâre adoptată cu votul la 2 treimi din numărul consilierilor în funcție, 9 din 13. Având în vedere prevederile legale și propunerea motivată a 10 consilieri locali înregistrate cu numărul 4904, din 14.06.2018, numărul binii din 5 consilieri, am constatat că sunt îndeplinite condițiile de necesitate, oportunitate și legalitate. Necesitatea. Inițiativa, propunerea proiectului de hotărâre aparține a 10 consilieri locali în funcție. Sunt împlinite pe vederile articolului 45 alineatul 6 și articolul 57 alineatul 4. Suntem îndreptățiți să inițiem proiectul de hotărâre și să ocupăm și funcția de viceprimar. Articolul 57 alineatul 7 din legea 215 și articolul 16 alineatul 3 din Constituție. Oportunitatea. La propunerea motivată, consilierii locali au dreptul de a revoca viceprimarul. Citez. Astfel, considerăm că Consiliul Local poate revoca sau retrage încrederea acordată viceprimarului în funcție în funcție de administrativ simetric de valoare juridică egală, astfel că nu poate fi vorba de încălcarea unității din Constituție. Fiecare cetățean este egal în fața legii. Este un drept garantat de Constituție în articolul 16. Egalitatea în drepturi. Citez. Schimbarea din funcția de viceprimar reprezintă un faptul de locare din funcția de demnitate publică, dând posibilitatea candidării la această funcție a oricărui consilier local care dorește să facă ceva pentru comunitate, să-și pună amenda prin implicarea sa, să aducă un suflu nou în comună. Schimbarea de orice fel are totdeauna o latură pozitivă, iar dezvoltarea personală și succesul în fost subveniente sau în de potrivitură în viața personală și în cea profesională. Citez.
Rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre de către noi, cei 10 consilieri locali din cei 13 în funcție, sunt motivate de faptul că atribuțiile delegate de primarul Comunei Cașin potrivise la îndeplinire, în serviciul comunității locale, mult mai bine decât de unul dintre noi. Schimbarea viceprimarului este rezultatul unei acțiuni, a unei intenții. Citesc, dând posibilitatea candidării la această funcție a oricărui consilier local care dorește să facă ceva pentru comunitate, să-și pună amprenta pe activitatea sa, să aducă un suflu nou în comun. Orice acțiune are la bază voința, iar dorința noastră este ca oricare dintre noi ne dorim să fim limitate. Iar această dorință poate fi îndeplinită prin încredere acordată de aleșii locali care au competența de a alege viceprimarul, unii adică cei 13 consilieri locali în funcție. Privire la legalitate. Articolul 18 aliniatul 4 din legea numărul 393 de 2004. Articolul 39 aliniatul 3, articolul 44 aliniatul 1, articolul 45 aliniatul 6, articolul 57 aliniatul 4 din legea numărul 215 de 2001. Citez. Dacă se interpretează juridic ce înseamnă revocarea, aceasta este procedura prin care emitentul poate reveni asupra actului. Și schimbarea este același lucru. Deci, cei care au numit în funcție viceprimarul pot să revină asupra hotărârii lor și să îl schimbe din funcție, acordând încrederea unui alt consilier local care dorește să fie slujba comunității locale. Și acest fapt nu vine să schimbe temerii de drept. Drept urmare, schimbarea din funcția viceprimarului este de competența consilierului care se face la hotărârea 10 consilieri locali din cei 13 în funcție. Ținând cont de cele precizate, constat că sunt îndeplinite condițiile de necesitate, oportunitate și legalitate a proiectului de hotărâre privind schimbarea de funcție de viceprimar al Comunei Cașin, domnul consilier local, prin Paco Cojocea, Gabriela Antoneta. Cine vrea să ia cuvântul? Cine caută? Au ceva de zis. Cei care au inițiat trebuie să justifice. Ce se spune? Dar să amă de sau să cei care au promulerea motivată. Aș vrea să spun eu o vorbe ca să încheiem așa. Aș vrea să întreb un singur lucru și prin asta vreau să-mi răspundă președintele ALDE pe Cașin și președintele Alianței pe Cașin. Da, PSD-ul. Dacă la nivel de consiliu, a consilierilor în Cașin, cât și la nivel de județ, s-a făcut o întâlnire privind la acest lucru, ținând cont de faptul că cei din ALDE s-au aliat celor din opoziție pentru schimbarea acestui lucru, fără ca eu să știu. Aș putea și mi se părea corect să nu știu. Aș putea să răspund eu? Nu, îi face cine-i președinte, nu știu cine-i președinte. Da. Dar există un președinte. Totuși. Dar la nivel de președinți. Da? Nu, da. Și la nivel local? Și la nivel local. Da, aș spune eu totuși să-l completez pe noi. Da. Ia să ne întoarce puțin în urmă în 2016. Da. Da? Da. Când, dacă la nivel național se făcuse alianța PSD-ALDE. Da. Da? De ce nu s-a realizat la nivel local? De ce PSD-ul? De ce PSD-ul s-a aliat cu PNL-ul 8 voturi pentru a fost viceprimar și 5 voturi împotrivă de unde? De unde au fost cele 5 împotrivă? De la ALDE. Da. Da? De la ALDE. De la ALDE. Da, aveți dreptate. Așa, așa este. Da. Scorul a fost 8 la 5. Până să fac alianță. Scorul a fost 8 la 5. Da. Deci v-ați dus după funcții. Bănuiesc că nu după convingeri liberale. Nu eu. A fost vreasă. Cei din partid. Nu? Nu vă duc convingeri. S-a dus după funcții. Ei, acum, după 2 ani de mandat, cei 10 consilieri... Ei, vedeți, aici vreau să ajung și faceți pauză și cu asta am terminat. Vă zic că putea să se facă... Dar nu sunt motive politice. Nu sunt motive politice. Dar, vedeți, dumneavoastră, eu consilier... Nu, unde eram acum, dar era alianța? Doamna secretar, mai eram în situația asta. Nu sunt motive politice. Da, numai puțin, domnul profesor. Vă zic că aici vreau să ajung. Calculul dumneavoastră este foarte corect. Da. Și cred că acest lucru se putea face printr-o ședință foarte simplă. Pentru că a existat alianța.
la guvernare, PNL-ul a câștigat alegerile. Da. Putea să facă în felul următor. Să zică 2 ani un candidat de la... Nu trebuia să facă 2 ani. Noi trebuia să facem alianțe și să ne înțelegem. Și după 2 ani de zile să fie viceprimar de la ALDE. Și nu era nicio... Dar puteam schimba noi. Noi deci, domnilor, o pisă. Fiecare are cu continuă, nu pot să scriu pe superbat. Cum pot eu să scriu? Ce se întâmplă? Indiferent care ar fi părerele. Da, asta e părerea cea mai bună. Da, hotărârea este a consilierilor. Da. Așa că nu are rost, cred, animozități pentru da, niște lucruri care nu contează. Important este ca noi consilierii să rămânem un, cum să spun, un mărunt bine strâns, ca o familie în care să ne ducem sarcinile și îndatoririle care sunt puse și chestionarea căruia populația a delegat. Să ducem la îndeplinire toate sarcinile care sunt în cadrul Consiliului Local. Nu are rost ca în funcție de rezultatele pe care vor fi la vot să ne creăm noi nu știu ce probleme. Dacă se va hotărâ ca doamna să treacă în rândul consilierilor să fie altcineva viceprimar, trece în rândul consilierilor și munci în continuare fără nicio problemă. Dacă se va hotărâ ca altă persoană sau să rămână ea și să nu fie altcineva, are de obligație să-și ducă sarcinile de bine. Dacă va fi altul, o singură precizare. Știți că noi am mai avut problemă cu domnul doctor Radu. Țineți minte? L-am schimbat. Că așa a fost atunci, vremurile. A venit alt viceprimar, așa, care până la urmă nu mai știu exact cum a fost, dar a plecat. Am fost obligați să ne rugăm de domnul doctor Radu să vină la loc, nu pe cine. Adică un om ager, un om cu multă inițiativă. Pe urmă am mai avut încă o alegere cu un viceprimar, care tot la fel, să mă scuze, Costel, că n-am avut, era un om, el un om băiat foarte bun. Dar era un băiat tăcut, așa, un băiat. A fost nevoit și el a înțeles și și-a dat demisia și a venit altcineva. Adică aș dori eu, ca principiul consilier, dar cetățean al comunicației, să se aleagă o persoană ageră, vocală, cum să spun, cu o legătură între comunitate și el, foarte bună, și să ne ducem la bine, la bun sfârșit, toate sarcinile care le dăm. Altceva nu am de... Vreau să ați dat cea mai bună motivare. Nu mai trebuie să mai motivăm nimeni, cum ați explicat situația în sine, prin relația care trebuia să fie între PSD și ALDE. E clar așa. Asta e una. A doua. Dacă votul a fost la investire de 8-5, votul care îl vom da va convinge dacă toți ceilalți 10 va fi mai mare, să sperăm, sau mai mic. Depinde de... Eu sper să fie așa și cum s-a hotărât aici. Dacă tot ați povestit de înțelegere între noi, mi-aduc aminte că acum la terminarea activității didactice de 40 de ani, le spuneam elevilor la început de oră. Geografia se învață cu zâmbetul pe buze. Deci ei zâmbeam. E, cam așa ar trebui și în politică să facem puțin să mai mult zâmbet decât atâta, eu știu, tenacitate, ură și altă. Da. Păcat. Da. Adică important este ca să avem în continuare sprijinul de la județ, de asta am întrebat. Și să avizul prefectului și să primarul să primească în continuare tot ce este necesar pentru comună. Aici, de legătura între primărie și județ, trebuie să există. În spatele celor care va fi ales, vor fi acum mai mulți deci că se vor găsi, se vor găsi care să pună și întrebări de pe la județ. Bineînțeles, se va găsi poate și presa să scrie cine știe ce articole și televiziunea, dar acum da, din punct de vedere, acolo... Acum dumneavoastră știți, dar din punct de vedere legal, nu, tot e legatul, nu? Da, tot ce s-a scris aici, ai conform legislației, nici nu e. Atât am avut de spus că eu mai am nimic. Mai vrea ceva, da, aș vrea și eu să am un cuvânt de spus. N-aș fi vrut să încep cu o întrebare, dar totuși o fac. Și am să-l întreb pe domnul Iulian Băncilă. Domnul Iulian, cum ați fost informat despre conținutul proiectului de hotărâre de ordine de zi? Domnul Băncilă, vă rog să-mi răspundeți, nu doamna Mihifor.
Cum ați fost informat despre conținutul proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi? Cum ați fost informat? Eu ne-am întâlnit un consilier și am... Nu, cum ați fost informat de conținutul proiectelor și de ședința de astăzi? Cum ați fost? Primit la domiciliu înștiințarea cu ordinea de zi. În afară de înștiințarea, ați mai primit ceva? Nu, dar n-ați mai primit nimic în afară de invitație. Da. Vă rog să consemnați, doamnă, procesul verbal, că domnul Băncilă Iulian nu a primit decât invitația de ședință. Nu și proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi sunt de legea. Mulțumesc frumos, domnul Iulian, mulțumesc frumos. Că în invitație sunt proiectele de hotărâre. Da. Și a primit și documentația. Și documentația. Deci, domnul Brâncilă, ca să se înțeleagă clar și să nu mai existe, ați primit... Am primit. Dar nu am la mine, acasă, cine? Dar nu sunt plătinii după mine. Stimați colegi consilieri, dragi consăteni, onorată asistență. Acum doresc să vă spun că n-am să plec de la propunerea de revocare a viceprimarului și să vă spun și de ce. Nu am înțeles motivul temeinic de revocare. Și atunci am să plec de la motoul că în democrație nu contează cine are dreptate, ci doar adevărul impus majorității, cum? Prin manipulare și intrigă. Dragii mei, trăim în această comunitate și ne cunoaștem, în primul rând, ca oameni. Cu o parte din colegii consilieri am colaborat din 2008. Apoi în 2012, când am făcut parte din proiectul USL. Cu o părticică am petrecut prin conjunctura relațională anii adolescenței. Frumoși. Și cu prietenie sinceră. Cinstiți consilieri, am fost surprinsă totalmente de abordarea schimbării din funcția de viceprimar. În condițiile în care, de-a lungul acestor ani, mi-am dedicat toată priceperea, abilitatea, dar și amabilitatea, atât față de dumneavoastră, cât mai ales de domnul primar, de funcționarii din primărie și, nu în ultimul rând, de cetățenii acestei comune. Și ca să răspund și domnului profesor, pe care îl respect și eu, și apreciez activitatea didactică, după alegerile din 2016, domnul Sorul mi-a propus să facem echipă pentru continuitate. Și am acceptat, gândindu-mă doar la bunul mers al administrației locale, la dezvoltarea comunei și la unitate. Am fost un om supus. Poate prea supus, cum mi-au reproșat unii. Dar vreau să înțelegeți și să mă credeți că tot ce am făcut, am făcut doar pentru binele acestei comune. Și mai ales pentru că eu cred foarte mult în calitatea umană. Am de asemenea satisfacția că tot ce am făcut, am făcut din suflet. Am făcut cu determinare și cu responsabilitate. Și vreau să vă spun că asta îmi va fi deviza de viitor. Stimate domnule Soroiu, consider că nu v-ați comportat demn, având în vedere atitudinea și comportamentul dumneavoastră din ultima lună.
Unui lider nu trebuie să-i fie frică. Un lider trebuie să accepte că numai prin competiție își demonstrează aptitudinile și calitățile. Inevitabil, 2020 se va produce. Nu putem noi să stabilim un singur candidat sau mai mulți candidați. Fiecare dintre noi, din comunitatea Cașin, are dreptul să candideze, să voteze și să fie votat. Dragi cetățenii comunei, vă mulțumesc și vă asigur că indiferent de poziția politică sau apolitică pe care o voi avea în viitor, voi fi alături de voi. Vă voi susține și vă respect. Ce simți, consilier? Vă îndemn să judecați cu conștiință. Vă mulțumesc din suflet, deopotrivă, tuturor. Și vă asigur pe toți de respectul și considerația mea. Vă mulțumesc! Și o să spun și ceva, că s-au auzit de usorări două ori. Da. Aici și la Consiliul Local, cred că sunt primar comune. Vreau la acasă să usorări Daniel sau chiar Daniel, nu domnul. Domnul sunt eu, Domnul Dumnezeu. Ne scrieți că... la domnul pe cineva. Dar o să spun și eu, că m-am auzit în numele și trebuie să dau un... Da. Cred că ar trebui să separăm puțin lucrurile. Dacă în viața civilă, să spunem, profesia, meseria, e brățară de aur și nici o poate lua nimeni, în politică este totdeauna o bătălie, o luptă. Dată de partide, de unul sau una alianță cu mai multe, pentru putere, pentru a conduce. Cu cât ai mai multe funcții și mai înalte, cu atât ești mai puternic. Nu? Deci, să nu ne se pară că funcția este astăzi o ai, unde nu ai, e o funcție trecătoare. Meseria, funcția nimeni. Toată lumea este pentru comună. Iar discursul de acestea de tip am mai auzit aseară, tot la șeful partidului, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu-și dă, că nu-și face, că nu-și drege. Deci suntem în alianță cu cei de la PSD. Dacă n-ai fost corect de la început și te duci repede pentru o funcție anume, vedeți că mai târziu se schimbă roata, că roata, cum spune în popor, se învârte. Am stat în opoziție, am respectat votul de 8 la 5, am făcut o opoziție constructivă, zic eu, aprobând toate proiectele de hotărâri pentru mersul bun al domnului primar, pentru mersul bun al comunii, al cetățenilor. Deci ne-am făcut treaba. Dar, dacă tot spuneam pentru putere, noi 5 care pierdusem funcția de primar la Mustață, am rămas în opoziție în favoarea celor 3 consilieri de la PSD care s-au dus repede pentru funcție. Nu mi se pare corect acum să ne judecați, așa, și mai ales să vă supărați pe noi, că am făcut și noi ca voi. Nu? Asta e politica, la urma urmei, dacă ne gândim cum se schimbă alianțele la nivel național. Nu? Așa că mi se pare mai cu zâmbetul pe buze și mai ușor cu eu știu, cu apreciere. Da. Nu o să jignesc de mine și nu o să fac lucrul ăsta niciodată. Toate că eu am fost jignit și în campanie electorală de 2015 foarte mult și voi fi jignit în continuare, cu atât ne vine. Cât sunt jignit mai mult și critica mai mult, cu atât mă trăiești mai mult. Lucrurile astea să fac lucrurile mai bine decât ar putea să le fac fără să fiu criticat. Din punct de vedere ce a spus doamna încă viceprimar, doamna Colucea Asuntoală Gabriela, deocamdată dânsa este viceprimar, vom vedea dacă va mai fi sau nu, că sunt fricos nu e adevărat. Dacă Daniel Soroi se spune că e fricos, atunci în 2016 Daniel Soroi vrea să candideze la un partid mare, care i-a făcut și o ofertă să candideze. Și e prea bine de asta. Și a refuzat. Și a candidat la un partid care nu avea nicio alianță cu nimeni. Și a mai demonstrat încă o dată, cu forțele proprii și a echipei cu care am candidat, am câștigat alegeri la Cașa. Ați spus că în 2012 am candidat cu tăsutul USL-ul la acele alianțe, PC, PSD, PDL,
Am demonstrat în 2016 că am candidat, am câștigat fără ei, decât cu Partidul Național Liberal, cu echipa care am încropit-o. Clar că atunci am avut și oameni, dar am avut și oameni care i-am pierdut. A fost un val atunci, o isterie și chiar un om mi-a părut părul loc, am pierdut în echipă, dar asta a fost. Dar vis-a-vis, la spune că sunt fricos, eu nu cred. Cetățenii mă știu destul de bine, îmi știu activitatea, mă cunosc bine, îmi știu capacitățile. Atât de intelectuale și cât se cere de conștiință de administrație. Cam asta am avut spus, nu încă o dată, doar am zice mai este de față, nu-i comentez activitatea, decizia consiliului este clară, nimic nu i-a comentat activitatea, este un vot a majorității consilierilor care vor și ei să demonstreze, unul care, oricare dintre ei, că vor face lucruri mult mai bine. Și atât. Da, mulțumesc frumos. Spune-mi la vot? Nu. Vom vota, votul va fi secret. Deci invit pe fiecare să-i dau un de vot. Avem cabina amenajată. Cineva dintre dumneavoastră, uitați-vă în urnă. Comisie de validare? Comisie de validare? Nu, pentru că nu validăm aici. Nu-i validare. Nu-i funcție de validare. Deci, haideți... Uitați-vă la domnul Coman, pe acolo, sau domnul Mișner. Haideți și dumneavoastră, uitați-vă în urnă. Ce mai deci, votul. După ce votați, puneți acolo în urnă. Da? Sau puteți pune aici, unde vreți. E bine acolo? Ok. Haideți, cine cere? Deci, buletinul de vot este pentru schimbarea din funcția de viceprimar a doamnei Finitoacă cu Jocea Gabriela Antoneta, sunt două căsuțe. Da și nu. Cine este pentru schimbare, bifează da cu X. Cine este pentru nu, pentru să nu fie schimbată, va bifa cu X. X, căsuța cu nu. Ați înțeles? Dar în pauza asta se poate discuta și altul. Nu, asta se face bine. Nu, dar acum este votul și respectăm votul. După ce se va ține ședința oficială, atunci puteți să vorbim discuțul liber. Vezi, dacă la mine m-am trebuit cine are vizare, cum n-am vizare? Mi-am citit toate notele mele. Amica, con la risperanza.
Deci, eu vă vedeați adoptă cu
Maria Vice Primar. Mulțumim pentru ședință. Ar totuși ar trebui două cuvinte. Să mulțumim totuși viceprimarului care a fost frumos și elegant pentru tot ce s-a făcut și tot ce a întreprins împreună cu primarul comunei. Haideți să fim totuși, a fost o echipă, au lucrat și tot dintre noi. Pe mâine veți fi dumneavoastră, primar, sau cei din partea, nu contează. Suntem la noi în comună și trebuie să fim de acord cu ceea ce va urma. Mulțumim, doamna, pentru activitatea care a desfășurat-o. Mulțumim, domnule primar, pentru colaborarea care a existat în zonă. Cu totul că în mulțitățile trec și vin. Știți cum este ca un tăvăluc. E patru, patru. Da. Și geografia se învață zâmbind. Așa. Și să urmăm de acum încolo pe următorul care va veni, să-l urmăm și să căutăm, să-l ajutăm. Să-l ajutăm să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. Că va fi femeie, nu va fi bărbat. Ideal era femeie, că femeia să ție capă într-o familie. Ea conduce. Chiar dacă spunem că nu e adevărat. Știți? Trebuie să avem o răbdare. Da, mulțumim. Ședința s-a încheiat.